Sectorul cel mai afectat, vizibil cel mai afectat, este cel ce se cheamă Horeca, adică partea aceasta legată de turism, de organizări, de evenimente. Activitatea s-a diminuat într-un mod mai semnificativ în zona turismului, în sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele. Aici numărul de înoptări, numărul de turiști per ansamblu a scăzut cu peste 60%. Ele au fost afectate și, practic, unele nu putem spune că și-au revenit în totalitate. Sau poate chiar deloc. Agențiile de turism, da, care și astăzi vorbim că încă nu și-au revenit. Ce cer turiștii de la România? În primul rând, destinațiile foarte la modă astăzi sunt Delta Dunării, zonele mai izolate ale țării, cum ar fi Maramureșul, Bucovina, Munții Apuseni sau alte creste montane din Carpații noștri, litoralul românesc. Dacă luăm în calcul și Tanzania, a treia călătorie în pandemie. Pentru mine a fost bine pentru că s-au deschis practic niște destinații la care nu visam. Sper totuși să ne punem pe picioare, eu știu, ca să fiu optimist în 4-5 ani. Da, bineînțeles, am dorit să avem și un ajutor din partea statului român, că e normal și firesc, ca să ne putem revigora. Visăm de mai bine de un an la o vacanță liniștită, la călătorii fără restricții, la locuri dragi sau la noi destinații pe care ni le propusesem înainte ca pandemia să ne schimbe viețile. Unde putem merge în vacanța 2021? Cum va arăta turismul în perioada post-COVID? Deși există încă unele restricții de călătorie, agențiile de turism încearcă să-și revină, iar oamenii au început să-și facă rezervări de vacanță. Cerința vaccinării impusă de unele state ar putea limita opțiunile de călătorie ale unora. Pe de altă parte, nu pot fi neglijate problemele economice cu care se confruntă turismul la nivel global, atât din punct de vedere al operatorilor care au trebuit să se reinventeze, cât și din perspectiva turiștilor care cântăresc mult mai atent decizia pentru o vacanță. Sectorul cel mai afectat, vizibil cel mai afectat, este cel ce se cheamă Horeca, adică partea aceasta legată de turism, de organizări, de evenimente și, dacă o conectăm, de tot ceea ce înseamnă transporturi. Pentru că să nu uităm, vorbim de Horeca, dar Horeca era bazat și pe mișcarea, mobilitatea persoanelor, iar mobilitatea persoanelor era legată de mobilitatea transporturilor. Cifra de afaceri a firmelor aeriene, pe care nu le avem noi în Iași, dar indirect ne afectează pe noi, că iată, nu prea mai avem curse spre București sau spre alte zone europene decât foarte puține, de pe aeroportul Iași, a afectat foarte mult. Trebuie să ne readaptăm și să învățăm foarte mult, să fim foarte atenți și la regulile noi de igienă și dezinfectare. E o perioadă din care am învățat foarte multe. Și sunt foarte multe lucruri pe care le vom implementa mai departe în activitate. Sunt foarte mulți clienți noștri de pe partea de evenimente care erau frustrați că nu pot organiza botezurile, nunțile, care le-au tot amânat de pe un an pe altul. Sunt deja unii care aveau contracte la început de an și care deja le-au amânat pentru a treia oară. Și foarte multă supărare, dar sunt sigur că și înțelegere din punctul ăsta de vedere, pentru că, din păcate, pandemia situația globală nu a dat voie. Activitatea s-a diminuat într-un mod mai semnificativ în zona turismului, în sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele.
Aici numărul de înoptări, numărul de turiști per ansamblu a scăzut cu peste 60%. Este un sector de activitate în care se înregistrează cel mai mic nivel de salarizare, în medie cam 1730 ceva de lei pe lună. Stai 6 luni acasă să aștept să se redeschidă, să vină legile în care să ne favorizeze și pe noi cei din Horeca. E greu, trebuie să întreții și familie. Vorbim de sectoare foarte afectate de pandemie, de criza sanitară. Din martie, știm toți, am intrat în lockdown, dar au fost sectoare afectate mai mult sau mai puțin. Vorbim de cele mai afectate și aici au fost restaurantele, hotelurile, companiile aeriene, entertainmentul, arta, da? Deci ele au fost afectate și nu putem spune că și-au revenit în totalitate sau poate chiar deloc. Agențiile de turism, da? Care și astăzi vorbim că încă nu și-au revenit. O afacere serioasă, e clar că începe din nou să funcționeze în regim normal. După cum se vede, oamenii și ei, la rândul lor, erau dornici să iasă în natură, să găsească cu oameni dragi, cu prieteni. Noi, ca popor, suntem oameni plini de viață și avem nevoie de locuri unde să ne găsim. Cred că anul trecut, cu această pandemie, a fost, între ghilimele, apogeul necazurilor sectorului turistic, cel puțin european. Mă refer aici la majoritatea activităților. Cu siguranță că au fost nișe care poate au avut de profitat din treaba aceasta. Nu e cazul nostru. Unde suntem, va renaște turismul cu siguranță. Nu vedem altfel lumea de astăzi fără călători și fără călătorii. Încercăm pentru turiștii noștri și în general pentru toți cei doritori de vacanțe în această perioadă de criză să facem tot ce se poate face, să adaptăm programele la cerințele turiștilor respectivi. Oferte speciale, last minute-uri ce pot să apară de la o zi la alta sau chiar pachete reduse ca sejururi, mă refer la 2, 3, 4 zile, mai ales că în intern acum tichetele de vacanță nu s-au mai dat, iar pentru cei care vor să se încadreze, deci ne adaptăm la toate aceste condiții minime care se pot folosi în momente de criză. Aceasta este imaginea cu care pornește la drum turismul românesc la începutul verii. Și dacă până acum ne gândeam vacanțele doar în funcție de destinația dorită, va trebui să încercăm o reevaluare a opțiunilor, concentrându-ne pe satisfacerea unor nevoi personale, ceea ce pentru industria ospitalității presupune servicii de calitate, facilități acordate turiștilor și standarde ridicate de igienă. Din perspectiva agențiilor de turism în general, turismul, după cum știți foarte bine, a avut o perioadă extrem de dificilă, pe care o trecem cu toții cu greu, dar încet, încet, lucrurile parcă se așează pe un făgaș, aș zice, normal. Au început acțiuni care arată foarte bine interesul oamenilor pentru a se mișca, pentru a ieși, pentru a vizita. Mă refer aici, în primul rând, cum ați spus dumneavoastră, la plăcerea românilor de a revedea această țară, foarte frumoasă de altfel, și care a reapărut pe lista priorităților tuturor dintre noi. Familiile se reunesc în jurul obiectivelor principale ale țării, sunt românii noștri din diaspora care se întorc din ce în ce mai mult și mai des acum pentru a-și revedea pe cei dragi acasă. De urmare, obiectivele turistice principale ale țării și ale orașului nostru sunt din nou la modă printre turiști. Vacanțe interne, în special pentru cei care au o familie mai numeroasă și nu și au și un buget redus, deci vacanțe interne la munte, la mare, balneo, iar pentru cei cu un buget mai peste standardele minime, își pot permite și vacanțe în extern, cu avionul sau cu autocarul plecări din Iași. În special, astea sunt cele mai căutate.
Dacă în urmă cu câteva luni, cele mai căutate erau pensiunile mici, izolate, acum au început să fie solicitate spațiile mari, atât de pe litoral, cât și din stațiunile montane sau balneare. Cei care călătoresc în familie sau în grupuri mai mari descoperă farmecul unor locuri pe care nu le cunoșteau sau care nu au fost incluse până acum pe agenda lor de vacanță. Ce cer turiștii de la România? În primul rând, destinațiile foarte la modă astăzi sunt Delta Dunării, zonele mai izolate ale țării, cum ar fi Maramureșul, Bucovina, Munții Apuseni sau alte creste montane din Carpații noștri. Litoralul românesc este foarte bine primit în sezonul acesta pentru că oamenii nu au o restricție de călătorie sub nicio formă și îl preferă. Orașele importante ale țării, cum ar fi Sibiul, Brașovul, Iașul, Oradea, sunt cele care atrag vizitatorul doritor de frumos și de istorie. Ca destinație în intern, litoralul, tot ce se cheamă litoralul românesc, căutate sunt în special Mamaia și Eforie Nord, dat fiind faptul că s-au făcut o serie de modernizări și de îmbunătățiri la plaje, dar și celelalte stațiuni, Saturnul, Costineștiu, Neptunul, iarăși unde s-au mai făcut câteva modernizări. Dar în același timp și muntele, deci zona Bucovinei este cea mai căutată pentru noi, mai ales cei din Iași, că e mai la îndemâna noastră, e mai aproape. Zonele Balneo, Felixul, Tușna, Duherculane, iar în extern, bineînțeles, predominant este Grecia. Acum avem plecări din Iași către Schiatos, o destinație mult căutată. Și cred eu că va merge foarte bine, deși este nouă pentru noi, dar cred că își va da drumul destul de bine în perioada asta. Și Creta cu plecare din Iași, la fel avem cu avion. În urmă cu un an, la începutul verii, Delta Dunării era una dintre destinațiile preferate ale românilor. Cei care s-au încumetat să plece în vacanță au ales acest colț de rai pentru farmecul său, dar și pentru că era locul ideal în care distanțarea fizică era posibilă. Spațiul acesta al Deltei Dunării, bineînțeles că duce la visare, în primul rând, la imensitatea spațiilor libere, la verdeață, la natură, în general. Și atunci, astea erau ingrediente pentru a petrece o vacanță în libertate și, în același timp, în distanțare socială. De aceea, Delta a fost foarte bine primită de toate mediile turistice, de la cele de familie, la cluburile tinere, la cei vârstnici, în toate segmentele sociale, Delta a avut priză. Continuă anul acesta pentru că această publicitate, de fapt, indirectă, dată în cadrul social, s-a păstrat și trendul este în continuare. Delta este foarte, foarte solicitată. Cred că începând cu sărbătorile pascale, acolo au fost activități intense și vara se pare că va fi una dintre destinațiile preferate ale românilor. Industria turismului românesc se află în fața unor noi provocări. Oferirea unor vacanțe în care să existe un raport corect, preț-calitate și în care turistul să se simtă în prim plan. Cele mai multe destinații clasice ale vacanțelor de familie cu plecarea din Iași sau din alte orașe din România, cum ar fi Grecia cu insulele sale, cum ar fi Turcia, cum ar fi Spania, Portugalia, toate aceste destinații și-au deschis porțile pentru turism. Odată ce restricțiile de călătorie nu au mai fost atât de dure după acel lockdown din prima parte a sezonului de anului trecut, 2020, s-au apropiat, între ghilimele, de noi multe destinații pe care altădată le vedeam inaccesibile.
Maldive, Seychelles, Zanzibar, Kenya, Mauritius, destinații pe care altădată nu le visam, au fost atinse foarte ușor cu zboruri charter din România sau cu zborurile de linie și foarte mulți români, cu toate că unele dintre prețuri nu sunt extrem de facile tuturor, dar foarte mulți români au reușit să iese din România către aceste destinații, așa zis, exotice. Dar nu doar acestea au venit în întâmpinarea dorinței noastre de călătorie. O destinație uitată la un moment dat, pentru că acum niște ani în urmă, vreo 10-12 ani, a avut câteva probleme politice și sociale, Egiptul. O destinație, Egiptul, a devenit un loc în care românii au putut să refuleze, de fapt, în perioadele dificile în turismul altor destinații. S-au dus către Egipt pentru că a fost o țară primitoare, cu servicii în regulă, în care accesul a fost permis doar printr-o simplă testare PCR și din care accesul înapoi către România a fost garantat și ușor de făcut, fără restricții la întoarcere. Egiptul a avut, cred eu, o perioadă de glorie pentru români. Unii dintre cei care obișnuiau să călătorească în mod frecvent au căutat noi forme de a-și îndeplini visul și de a explora locuri greu de atins. Medicul ieșean Irina Cațighera este un astfel de călător pentru care pandemia nu a reușit să anuleze planurile. Este vorba despre Pakistan. E o destinație de nișă. Nici nu mă așteptam să aibă așa un ecou cum a avut anul trecut Tanzania, pentru că m-am trezit cu 800 de cereri de prietenie după. Asta rămâne o destinație de nișă pentru că este relativ dificil de atins și dificil de rezistat în condițiile de acolo. Am făcut partea cea mai grea, circuitul de nord, începând din Lahore, străbătând practic întregul lanț Himalaya cu mașini 4x4 și întorcându-mă din Islamabad. A fost un grup de 12 persoane, format practic online pe Facebook. Așa am aflat și eu că există persoane pe Facebook care organizează astfel de grupuri și astfel de circuite, mai ieșite puțin din tipar. Uite că aceste țări neturistice, de fapt, pentru că am fost tot timpul cu poliția turistică după noi, deci pericolul există, au știut să profite cumva de pandemie pentru a-și dezvolta turismul. Ce am admirat la ei, faptul că respectă condițiile de pandemie, poartă mască cel puțin în orașele mari, mai puțin în sate, faptul că școala se desfășoară real și nu virtual ca la noi, chiar impresionante grupurile de copii îndreptându-se dimineața spre școală și ținând orele în curtea școlii cu respectarea distanțării. Deci, uite, o țară care pe latura asta, cu cultura, cu învățământul, a știut să se replieze și mai bine decât noi, zic eu. Ceea ce în urmă cu o lună era plan de călătorie pentru Irina Cațighera, astăzi este o nouă experiență trăită. Un nou plan de călătorie în Kurdistan, Republica Autonomă în prezent, dar care o parte din ea cel puțin a aparținut Irakului. Deci, practic, Irak și nu sună foarte tentant, dar destinația este Erbil, de unde se vizitează principalele forturi, moschei din țară. Va fi un circuit de numai 10 zile, cu destul de mulți participanți, în jur de 15, din câte am înțeles, și sper să fie cu bine. Este ceva mai puțin obositor, mai puțin solicitant decât Pakistanul, care, cum spuneam, a fost totul practic în Himalaya. Și vedem la câte țări vei ajunge după această nouă călătorie. Cred că ajungem la 137, cu tot cu Kurdistan. N-am mai făcut calculul acela, dar și mai e în plan pentru toamnă sau Sudan sau Bolivia. Acum socotesc. Kurdistanul este a treia călătorie în pandemie?
Dacă luăm în calcul și Tanzania, a treia călătorie în pandemie. Pentru mine a fost bine pentru că s-au deschis practic niște destinații la care nu visam. Și cum nu mulți români își doresc să ajungă în Pakistan, Kurdistan sau Tanzania, variante precum Albania păreau la un moment dat mai ușor de atins. Majoritatea acestor țări numite turistice de către clienții noștri români, sunt în momentul de față în categoria țărilor verzi, către care se călătorește liber și de unde se pot întoarce românii liber, sau galbene, către care sunt unele mici cerințe, cum ar fi testarea sau vaccinarea pentru a călători, și din care, venind înapoi în țară, la fel sunt câteva cerințe, cum ar fi testarea și vaccinarea, dar care sunt, repet, libere pentru vizită. Dintre acestea, o destinație foarte populară este Italia, care nu-i văzută pentru români doar ca o destinație de vacanță, ci este o destinație de tranzit între familii, foarte mulți ai noștri, cum știți, locuind sau muncind în țara europeană mediteraneană. De acolo, zborurile în momentul de față au prins avânt foarte tare. În ultimele două săptămâni, de exemplu, s-au dublat cererile pentru Italia, atât dinspre Italia către România, cât și invers, iar companiile aeriene, atât cele low cost, cât și cele regulate, își intensifică zborurile către cele mai multe dintre destinațiile la modă din Italia. De la Roma până la Torino, Bologna, Veneția, toate aceste orașe încep să aibă frecvențe de zbor foarte bune și românii circulă dintr-o parte în alta mult mai repede. Pentru unii, speranța unei vacanțe există, chiar dacă încă nu știu exact încotro se vor îndrepta. Alții au ales deja locul sau tipul de călătorie pe care și-l doresc pentru vara 2021. Cât despre viitorul turismului românesc? Eu, din punctul meu de vedere, în momentul de față îl văd puțin mai sumbru. Și îl văd de ce sumbru? Pentru faptul că n-am primit niciun fel de ajutor din partea statului român, da? Deci am încercat să existăm până acum pe propriile forțe, ne-am ajutorat noi pe noi. Totuși, dacă ne gândim că este un domeniu de activitate destul de plăcut și acceptat de către toate și căutat de toată lumea, sper totuși să ne punem pe picioare, eu știu, ca să fiu optimist, în 4-5 ani, da? Bineînțeles, am dorit să avem și un ajutor din partea statului român, că e normal și firesc, ca să ne putem revigora și să sperăm că vom ajunge și la, măcar la jumătatea din activitatea care am avut-o până nu acum vreo 2 ani înainte de pandemie. Eliminarea acordării voucherelor de vacanță angajaților din sistemul bugetar a afectat atât agenții de turism, cât și pe cei care s-au bucurat de sejururi pe care altădată nu și le permiteau. Rămâne să vedem cum va arăta cu adevărat vara turismului românesc, pe care ne-o dorim cu toții unică.